Salutare tuturor, bine ați venit pe acest canal. După cum vedeți, suntem la un loc super frumos pe care l-am făcut noi și l-am creat aici la cabana noastră. La căbănuța noastră aici la deal. Și cine am gândit să facem asta, toate sărbătoare, duminică, să facem o mâncare. Da. Știți că la noi când e de făcut treabă, numai facem treabă, când e de făcut mâncare, facem numai mâncare. Numai mâncare, că nu ne putem noi ca să facem și treabă și mâncare, că dacă facem treabă și pe urmă câteva minute sau câteva ore să faci mâncare, nu mai poți să faci treabă, că trebuie să stai la mâncare și așa și noi vrem să facem treabă. Normal, și noi vrem să facem, când ne apucăm de treabă, păi să facem treabă toată ziua, nu să fofilim la mâncare, să pierdem 2-3 ore. Ia că în 2-3 ore mai rab eu cu mâncarea, dar măcar fac treabă. Știu măcar una și bună că e făcut, normal. Ce am făcut. Așa că toate sărbătoarii au fost la cererea voastră, ne-ați nebunit cu mesajele, să faceți mâncare, băieți, faceți mâncare. Uite că a venit ziua în care să facem mâncare. Nu prea avem idee așa ce să facem de mâncare noi, dar uite bă, când ne-a venit ideea asta, să facem așa un pilaf cu o salată, cu ceva, ceva simplu, dar totuși destul de bun, zicem noi. Acum sperăm să ne iese. Sperăm să apăsați acolo și la butonul de like în forță. Am văzut că la videoclipul trecut am depășit 3000 de like-uri. Avem 3500 și ceva de like-uri, așa că vă apreciem din toată inima noastră și vă mulțumim din suflet. Și 700 și ceva în momentul de față de comentarii, adică s-o strânsă grămadă, că am văzut fiecare acolo, forță, forță, comentarii, spam, 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 acolo și au fost super tare, v-am dat inimioare, nu cred că am ratat, niciunul nu cred că am ratat, v-am dat la toți acolo, și așa că și la videoclipul de azi sperăm să facem tot așa, cât mai multe like-uri și comentarii acolo cât mai multe, ca să ajungă la recomandate. Doar de asta, când sunt mai multe comentarii, apar la recomandate la mai mulți oameni, ca așa să vizioneze și ei. Așa că dați acum un like, forță, forță, să ne pregătim să de mâncare. Noi deja am pregătit aici bagajul nostru, un foișor. De acum ne apucăm să aranjăm o leacă. Ce avem aici? Și vestea cea mai cea, Ionuț, ce am gândit-o noi astăzi, l-am lăsat pe Ionuț, fac el mâncare data asta și eu foc. Fac eu mâncare data asta și el foc. Tot azi și voi în comentarii, a fost o provocare pentru tine. Ia să ceva bine. Eu încerc să-l mai ajut eu așa, n-ar trebui să-l ajut să văd dacă s-ar pricepe, dar eu știu. Oricum știi și el să facă mâncare, că m-ai făcut de atâtea ori și că l-am făcut pe acasă noi ca prieteni, așa știi să facă, nu zic. Da, să vedem dacă se reușește și asta. Da, cum ai tu emoții? Vreau să mă pregătesc, să aduc lemnele și tot să pregătim. Aici avem uțet. Da. Vă gândiți că e altceva. Că facem, cum îi zice? Salată. Salată. Facem salată. Păi da, nu. Că merge o salată. Numai că n-am mai luat roșii de la mine din solar de acasă și am zis că găsim aici. Da, aici sunt cam uscate, văd că era așa. Nu, delicat. Luăm așa. Ai luat și tu delicat? Ai luat și tu? Da. Nu știu. Bine, lasă, nu-i problemă, rămâne. Lasă-mă aici. Asta era acum. Bun, eu nu-ți bucătar, îți scrieți comentarii, eu nu-ți bucătar, ia. Bucătar scrie pe mine. Tigaia frumos, o lucrăm. Așa este de slipuit înapoi. Hai să scoatem tătă ce și nevoie și să ne apucăm de treabă, forță. Și am plecat. El se duce după lemni. Eu mă duc în grădină, eu și apă, eu roșii. Ce ce mă? Ce ai? Prinde-l eu. Dar ce ești? De faci? S-o prinsă! Uite! Aha, mai prind eu. O plecat. Mai prind eu dacă mai poți. Roșiile noastre s-au uscat, vai de capul lor, dar aleg și eu roșiile care să mai pune și mai coapte. Da, și încă ceva. Vrem să facem și ardei umplut. Da. Dar n-am avut cum. N-am avut nici ardei și o dura și mult tare. Dura mult tare. Dar poate o să facem. Sau farmale. A, uite cu ce o să facem, cu ardeii noștri din grădină. Da. Bă, tu știi că ardeii chiar avem frumos. Nu ai ce zici. Roșiile, am avut treabă. Roșiile? Da. O să vă întrebați acum că de ce n-am prășit. O vedeți? Haide. O vedeți? Și de capri? N-aveți ce faci cu asta. Trebuie să... O aruncă. Fasole. Fasole avem, slavă Domnului. Ia uitați-vă și aici e plin de fasole, mai ales așa ele cum stau pe acolo, se rup aici, uite, așa l-a s-a plecat în jos. Da, lăsăm vorba deoparte și hai facem treaba. Am luat aici ceapă, uite ceapă frumoasă avem. Roșiile le-am la spate în buzunar. Dacă roșiile din ce am auzit de tine, nu vreți, bă, roșiile străcate rău tare, dar mai alegem și noi așa din ele, ca de cum. Așa e bun. Tu? Pe lemni, s-a prins foc. Tu trebuie să duci să spiri așa ele, știi ce ai făcut? Asta e, că știu ce am de făcut. Bun atunci. Hai, te-am lăsat să-mi plecat la dealul, la treabă. Bine, hai, crezi că nu mă zici cum să fac aici, nici ce ce le iei, băiat. Poate stai de ești. Da, bravo, cine te-a învățat să trăi lemni? Tu! Hai la ea. Ha? Las, că nu mănânci. Avem acolo chitostia. Și acum să mă apuc ca să curăț ceapa asta.
Vezi că e scapat un lemn acolo. Și apa și nu se pune pe jos, trebuie pus în ceva. Lasă că oricum vine spalată. Da, da, poate intră pe viermi în el. Da, asta e acolo. Hai, apă vizele de curăț, ce mă tot fac aici. Oare mă prie să fac o focă și ia. Hai. Cum așa așa făculețul de ca să învățați voi să faceți făcut prima dată puniți. A, știi, astea cât subțerele puteți voi și pe urmă treptat din și în și. Că să aprindă astea mici, pe urmă duc la mai mare, la mai mare, la mai mare și pe urmă vin groase. Ca să învățați voi să faceți. Tu te-ai apucat de curățat acolo și apă, domnul? Terminat. A, ne-ai dat o brichetă. Dă foc mai tare la el. Trebuie să iau un plastic, cred că. Las că l-aprind. Nu-mi fac eu probleme că nu pot să-l aprind. Imediat. Doar. Încă ceva momente de acu' să aprind. Doar. Doar. Vedeți, pe urmă crește din ce și mai tare. Lasă ele mai sus, lasă mai sus, lasă mai sus. Și așa s-a aprind făculețul ușurile. Tactici de supraviețuire cu Marian Fionț. Pe urmă l-a acoperit aici să nu mai bată vântul. Uite așa, frumos. Și îl lăsați așa să aprinde. Hai să vedem ce treabă bun faci tu aici. Eu ți-am zis, nu-ți dau nici amând de ajutor. Eu am încredere în tine, n-am ce zici. Discurs. Dacă nu știu să fac o mâncare, dar roșiile sunt străcate, frățiți. Și poți lua din ele. Nu, dar oamenii mă refer, că și credeți că nu-l credeți în stare. Ai, da. Știi, chiar știi să fac mâncare, doar că nu-i pasionat el așa de tare, să zic. Nici eu nu prea, dar hai că fac pentru voi mai mult. Și chiar îmi place, de ce să vin așa tare? Și el tot așa îi place, mă, așa pe acolo cum. Da. Și de asta ne corespunde, așa dacă ne place la amândoi mâncare, nu mai face niciunul foc, știi, sau chestii de astea. Și nu mă întrebați că-s trecate, că astea sunt cele mai bune, doar. Chiar dacă te-ai aruncat jumate din ele, dar... Au un gust. Au un gust, serios, vă zic. Vă duci la o piață undeva, chiar dacă vedeți o pată, luați-o pe cei, vă garantăm că e super bună, decât să faceți pretenția, așa n-aibă nicio. Să nu cumva și curbatul, leacă, și e perfect, pe acele perfecte, îți dai seama cum au fost crescute. Mhm. Curățați dovezielul. Uite, ești muscă. Invers, stai așa. Dacă eu vreau să o tai așa, ce trebuie tu? Da, dar pe urmă când îi dai invers, n-am mai pus nimeni. E, mărunt. Asta pentru ce o tai? Pentru salată sau pentru... Pentru... Orez. Pentru orez, bun. Tai mărunt, da? Bă, da, nu știu cum se facă, să aprind focul ăsta. Nu, dă, dă bătăi de cap. Mă ajut să leac? Tu ce aveți cu un plastic? O, ei. Iu, ce vlahă are. Imediat. O pot când te iei, dar răpa. Imediat, bă. Lemnul uscate de astea, că altfel mai chinuiem alea, și... Știi cum taiu șapă? Nu tai nimic ca mine. Adevărul că nu prea le are eu cu șapă. Nici tu nu prea le are. Păi lasă-mă în față de tine. Hai, dă-ți să tai și o șapă. Nu tai nicar. Stai o jumătate de șapă. Mă, n-a. Tai nicar. Poate ne arzi mâncarea să... Știi că niște țânțari de mă omoare. Nu mai pot. N-am nicar cum mai scade și ea. Trebuie să țin lângura așa să nu tai de ești. A, da. Nu era să ne-l tai toată în poate și eu la radio. Da, știu. Linișoare trebuie să mai aduc să fac aici. Da, da. Ce? Nu-i spui așa cum să mă știu. Ce să fac? Senzaționale merite. Ești un buchet senzațional. Am făcut, lăsat focul ăsta la casă să facă acolo domor. Să luăm chiroția de acum, să punem orezul la fier. Regătim oala. Apa frumoasă a făcut orezul.
Am așa, bă, când ia pe cocanul de orez. Să mă folos să facă. Sau dacă am într-o parte, să cam câșul asta, dar e problemă. Eu din gura de lemn și pun niște sare și de cutile astea tine. Unde sare? Merge? Merge? Și concluzii trageți după aceasta, să e tură de ceapă. Se că la salata asta merge, mai mare. Nu, dar îți place și bucata? Nu. Da? De ce? A, nu mă gândesc tu la de aici, apă mă dăm mult. Te-ai gândit de porcă! Trebuie să stau aici să învârne aparat, că dăm foc, e foc cantar. Dăm foc din mama lui Oriezen. Trage-mi o vorbă. Ce-ați spus? Ce-ai zis? Ce-am zis? Îți place asta și bucătar? Da. Da. Ce ai ales? Stai la foc sau faci aici? Stau la foc. Adio, eu nu se lasă încolo. Faci mâncare, de așa. Îmi place când văd cât ceapa am de tăiat, îmi vine rău. Da, am tăiat odată un kilo și ceva, și tu te plângi de 30 nu-l mete eu. A terminat cu soala. Bravo. Stai dovlegelul, pune-l peste ceapa aici, să călesc amândouă odată. Trebuie să știi asta. Da? Da, așa. Pune mâna în gură. Să nu scă. Da, nu mai pune. Ce faci aici? Așa. Să ca spui în linguri, ca spui cu măsură. Da, bravo. Nu mai pui nici o linguri. Și cam câte linguri trebuie? O trei. Da. Pune după guste. Nu trebuie să faci salată perfect. Noi mâncăm mai acru oricum. Mă întrebați și puiat tău oțet? Nu-i tare oțetul ăsta deloc. Cum am pus atunci la dea. Sare-i pus? Nu, de acum. Am oprit aici niște rășoare pentru sos cealaltă pe care îl facem la ceala. În deasupra cu niște dovlejie, cu niște șapă, facem așa frumos. Sare. E vezi domnul. Eu zic că parcă mi-e trebuie ceva, dar nu știu ce. Ulei. Ulei oare din are gustul ceal așa? Nu ia poate, nu știu. Ce te faci? Ai să-mi suferați de mâncare? Dacă nu-i gata, atunci trebuie să vină el. Când e gata mâncarea, atunci a venit și el aici. Pune mai stai, nu cumva să-l vărsă. Sunt ăla. Nu ne spari bănoșa. Bă. Bă, ieși. Și acum, asta e tăma acolo. Corect. Ca să fac. Da, mănânci ești tu? Ce-i faci? Ce-i? Da, mănâncă. Da, ce-i de ăsta? Bă, și mai este un câine, știi că mai am la casă, bă, mănâncă mierii. Și ăsta e pretențios. Da, ce-i faci? Dar iar n-avem, să-ți dăm. E neagră, dacă n-ai o roță specială, noi îi facem mâncare aici, cu oale și de astea. Da, uite, de la e neagră atunci. Poate și e neagră oalea, că dacă dai cu dieștul, tot ție. Zici că nu-ți cunoaște. Îți cunoaște, da. Uai, uite-te-le. Ai, trebuie să-ți dați. Hai să luăm și orez de acum. Nu voi aici. Așa. Numai că nu vreți pare de susținere, da? E, bă, leac așa zic eu. Că merge. Bă, e fain, serios. Și merge drept, merge ghinie. Simplu doar să ai mâncare. Da. Dacă știi când să le pui. Și cât ți le lești. Cât ți le lești. Formă. Trebuie să pui dragoste. Tu ai pus dragoste aici? Da. Sa. Am pus mult.
Mă fac să însurășească, știi, pui la ornat, că asta e cel mai important cu designul, cum arată. Da? Da. Trebuie niște sos de roșie și niște bulioane. Să roșească, dar nu trebuie roșu, contează gustul și să-l ai. Da, avem salat, avem pățitic. Ești, văd acum cum ornez, domnule. La mine ornez eu. Așa. Vreau eu să ornez pe mine. Dar nu pune, ce și zic eu, nu mai pune, când ne pun eu, ți-am zis. Ah, na. Da, da. Nu vreau să te fac pe tine, câteva alte acolo. N-am înțeles. Te fac cum să ornez tu așa. M-am negrit. Asta e frumos. Partea asta așa. Cum știi? Așa cum știi tu. Nu știi mai bine. Se merge și niște ardei la oțel, niște gogoșa la oțel, dar dacă noi avem, am uitat să luăm la noi, asta e de acolo. Asta e de acolo. Rapid, hai Ionuț, că așteaptă oamenii, mor de foame acolo, în restaurant. Hai, iubește-te. Ma, ha. Mă grăbiesc dacă poți. Cu ușa. Nu știi tu. Nu ai grijă. E ușa și pun aici. Eu nu zbuc. Vezi că se achile pe față din noastră. Așa mi-e din ușa. Eu zic că arată destul de bine. La gust, eu am până acum din ce am gustat, chiar a ieșit bun, n-am ce să zic. De ce să mint cu chestia asta? Acum, vedem. Dar și eu nu are simplu, oricine poate să facă. Acum, să treci eu la treabă, nu? Treci tu la treabă. Cam asta treci. Am atât, dar cred că nu mai am nicio idee. Cum? Ți-ați place? Hai. Am două îmi plac. Chiar așa mișto. Faci mult tur așa. Deci, până la urmă, asta e și mâncarea domnului Ionuț. Vedem cum e. La gust. Erați mai chiar. Dacă nu murim, nu mai glumesc. Uite, chiar o ieșe, nu știu, mie îmi place. Și dați o notă, eu îi dau notă 10, serios. Mie chiar îmi place cum așa, e o mâncare simplă. Fiecare a decorat cum a vrut el. Am vrut să decorez așa ca stiu câteodată, dar așa e fain. Nu mai multe feluri. Chiar o ieșe fain, un tic sărățic ca mijloc. Eu îi dau notă 10, scrieți comentarii ce notă dați lui Ionuț. Chiar eu ieșe mâncare, n-aș, e o mâncare simplă. Să pricepe și el trebuie să fac mâncare, și e așa de greu, da, să-ți părut greu. Normal. Sunt alte fete tare liniștiți că nu știu să fac așa ceva. Scrieți-vă în comentarii, gândiți de alte. De alte, că alții nu știu să facă mâncare, nu știu. Și voi faceți o grămadă de mâncare. Ne descurcăm așa cum putem. Am învățat de la părinți, am învățat noi așa și voi ne descurcăm, asta e important. Nu contează, nu fac ce. Ne ducem, ne descurcăm, asta e problema. Sunt într-o pădure, să nu avem nicăuri, noi ne descurcăm, prindem animale, oale mâncăm așa, șopârli, eu mănânc. Hai să mâncăm, nu, de acum, nu? Ne-am pus la masă toate cele bune. Voi mă bucur că a ieșit. Când v-am spus, noi când facem mâncare, facem acum, la gust, mâncare. Eu zic că e bună, 100%, e bună. Și cum v-am zis fiecare dată, noi dacă facem mâncare trebuie să facem un videoclip special pentru așa ceva. Nu putem să facem mâncare, da. Și faci mâncare și faci treabă, nu. Ba uscă-te în foc, ba să arde, ba n-ai timp pentru e. Și ori nu mai faci treabă, așa când faci treabă, știi una și bună. Faci treabă, știi una și bună, ai făcut treabă. Când faci mâncare, normal. Asta e. Asta, cred că v-ați obișnuit și cu noi, de acum așa și cum o să vă slim și cu alte chestii. Așa suntem noi natural și simpli, nu putem să facem o grămadă de chestii, că nici n-ar părea interesant. Da. Așa că, nu. Să avem și noi poftă. Să avem poftă. Sper să fie bun. Să vedem cum e. Chiar sunt curios. Să ai poftă, domnule Ionuț. Mulțumesc. Aveți poftă și voi dacă mâncați în același timp cu noi, că am văzut că voi scrieți comentarii că mănânc în același timp cu noi. Și chiar ne place, ne face plăcere. Da. Ne și gustăm. Nu, nu, nici pare bun, nu știu ce. Păi, e bun. Nu, serios, chiar e bun. De ce să minți? Mi-am place. Cu salată? Cu salată merge. Merge bine cu salată. Salata chiar e și bună. Mi-l lăsat, Avem la urmă și pentru el. De le să mă mi-e rășească, cred. Măcar e bun că e și bun. Dar cum ne cum a ieșit? Nu avem ce zice. De ce să-mi mint eu gata că nu a ieșit mâncarea lor, să mă dau mare eu să-ți fac, nu. E și super bun, serios.
ne descurcăm amândoi în orice situație. Da. Asta e important, nu știu ce să vedești, că vezi că faci ce faci ce. Normal. Că nu știe unul, învață altul și tot așa, ne învățăm unul pe altul, normal. Unde nu știm. Așa trebuie, să învățăm amândoi în același timp, nu gata știe unul mai presus, gata da. Deoparte pe cealaltă. Nu. Niciodată nu ținem cont noi de asta așa, ne ajută reciproc, așa e important. Când mergem undeva, m-am dat dacă avem posibilitate, dacă nu asta e. Asta e prietenia adevărat, de asta vreau să vă dăm și un exemplu. Decât să stai cu prieten fals și să stai aici, mai bine stai cu un prieten, știi că ăla ai de o viață. Că, cum ar fi că el aici zice că pleacă la Bacău undeva și pleacă cu cineva și nu mai are locuri, ne-a. Da. S-a întâmplat și nu mai are locuri, nu că vai gata, mă supără că eu nu mai vorbesc da. Cu el, nu știu, știi că nu a avut loc pentru mine. Bă, dacă nu a avut, nu a avut, asta este. Întâmplă. Nu trebuie ca să ne sfădim că vai, că deși n-am mers și eu. Normal. Te-ai dus. Ne respectăm, asta e cel mai important. Bă, cum vedeți noi când faci treabă, nu ne certăm să credeți. De ce să ne certăm? N-ar zice, nu avem rău, zice. Dacă ne certăm, mai tare nu mai facem treabă. Ori ne certăm, nu mai facem treabă. Asta. Nu mai are niciun sens. Dacă îl cer pieță, el mă șartă pe mine. Nu mai am niciun chef de treabă, văzut eu. Am înțelegem. Eu salata mai greu ca în furculiță. Ne, eu am luat lingură, sunt capul mai mult. Așa, nu e. Aici, după cum vedeți, am pus și lobotic, i-am pus aici și garnitura, și care mi-a rămas, tot. L-am rugat cu salată, dar salată nu vrea. Petalul nostru de suflet trebuie să-l reanimăm. Fii răuți, că să ne avem noi grijă, tibă, 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 tibă. Cățeanul nostru de bază. Cine nimeni a apărut pe noi? Păi da, să știi, Michelul ăla e rău, doamne, bă, da. Să vină niște oameni străini, știi când s-are pe ei? Da. Că Dumnezeu. Cât e așa de Michel, eu? Dar ne apără. Stă cu noi, nu știu. Că Nicolae ăsta n-am apărut niciodată, nu cred că o să mai avem. Așa că trebuie să avem grijă de el. Și nu, asta stă cu noi, stă numai lângă noi. Păi da, nu. Nu pleacă de lângă noi. Noi interculcam și în căsuță și ei din păiniță, sub pat, sub noi. Da, când am stat atunci pe deal, o trăit toată noaptea cu tine în curte. Toată noaptea a stat cu mine în curte acolo. Trebuie să avem grijă de el, așa, îl iubim tare, mă. Fie rupt la vreo 1 noapte am venit să bag cu cioarele prin cort. Dar ce oră puteți să fac în cortul ăla? Mă râiec și nu știi cine e. Nu vine prin cort. Nu vine. Chiar dacă mi-o lăsă, dar totuși, știi că e vreun străin ceva. Ți-am afum, nici nu nimeni cunoște. De acum să strângem și noi tăi de pe aici? Dacă nu prea mai are rost, e sărbătoare și ea putea face mai mult, dar nu avem ce. Dacă mai reușesc să filmăm ceva astăzi, poate mai faci ceva interesant, nu se știe niciodată. Vom vedea. Hai să strângem aici. Băi, chiar aici bun. Felicitări, domnule. Dacă eu nu mai fac foc, tu faci mâncare, da? Da. Da, înainte eram, nu mai fac mâncare. Hai să strângem aici, să facem curat. S-a făcut experiența de azi. Da, a fost. Extraordinar. A fost wow. Asta este bagajul, gunoaie, tot ce a fost. A fost gunoaie, lăsate și de alții, da. Și noi. Am părăsit tot. Haide! Uite căbănuțul ăsta. Da, căbănuțul. Voi ne trebuie lambriu, prima mama lor de lambriu. De atunci era învălit tot și dată cu lax, i-a avut lambriu cealaltă. Vezi banii pe care avem aici, îi băgam. Gândiți-vă că să faceți o cabană de asta pentru doi copii. E destul de greu. Vă gândiți că am băgat acum 200, cam așa, 200 de milioane în ei. Și vă gândiți cât se câștigă din YouTube, câștigați fi și 200 și ceva de milioane, voi vă gândiți la asta. Nu vă dați seama din prima că aici, plus donațiile oameni, donațiile super mari. Da. Deci nu vă gândiți că se câștigă gata, băieți, bani. Și față, uite, dacă făceam numai videoclipuri cu mâncare sau vloguri de astea, da? Nu cheltuie atât de mulți bani într-un vlog. Ce luai? Hai să zicem 100 de lei cheltuie, nu știu la câte la vlog, știi? Să mai cumpăra cât ceva, știi? Poate alea scuzați, n-aveți ce faci. Așa că noi uite câți bani investim în materiale, noi toți banii băgăm aici, adică să cunoaștem ce băgăm banii. La altcineva nu se cunoaște unde bagă banii, de exemplu care fac gaming, adică gaming mai bagă și ei, n-am ce zice. Numai că sunt alții care fac daily vloguri, chestii de astea. Acolo n-are unde să investească banii, acolo da, îi credem. Dar aici ce facem noi munca asta, ne trebuie bani. Normal. De asta zicem, că nu e așa de ușor. Că orice leuță la bine prins la mână, bă, aici îl băgăm ca să vedem și noi finalizat. Că și noi ne dorim extrem de mult să vedem gata. Vă dați seama, nu că aleo, nu vrem să mai muncim, nu știu ce. Ce faci, domnul? Am venit alea că tot e sărbătoare, nu? E bine la soare? Trebuie.
trebuie să ne distrăm și noi. Am venit într-un loc super frumos, super aproape de aici de la noi. Stăm alea că e plin, e frumos de copii aici, tot ce trebuie. Stăm alea că ne îmbronzăm, mai filmăm alea și prin apă, dacă tot am venit aici, am să nu ratăm alea, să filmăm și pentru voi ceva. După cum vedeți aici în imaginea aceasta, este pagina de Facebook, intrați acolo și dați o apreciere că merită super, super mult și întrebați acolo orice doriți voi, ce aveți de aflat, nu știu, scriți acolo și lor în comentarii și o să vă răspund în cel mai scurt timp. După ce o să vizitați locul acolo, o să dați o recenzie și vă garantăm noi că o să dați 5 stele forță acolo așa. Așa că intrați aici repede, repede pe primul link de descriere și dați acolo și o apreciere la pagină și interesați-vă mult, mult mai bine că se merită, vă garantăm noi chestia asta. Suntem aici la piscinuță frumoasă, frumos, e plin, e frumos aici. Chiar să știi. Se vede că e un loc frumos, că e plin de oameni. Da. Am mai făcat alea în apă, după cum vedeați pe Ionuț, e udă alea că el. Sud. Da. Aici. Aici. Din partea asta, de după cum vedeați, e full. Totuși și mâncare, după cum vedeți, tot ce vreți, deci faceți și mâncare, tot ce trebuie. Mă duc și eu acum să iau un suc, vrei să bei ceva tu? Da, mi-a zis eu beau un suc. Tu mai știi cu un prieten? Și mergi să luăm câte un suc, ne regăm numărat, că vreau ne băgăm, e că e un soare așa. Înapoi, înapoi. De sărbătoare, locul ăsta e aproape de noi, senzațional să stați aici. Vă recomandăm locul ăsta, e super frumos. Tot ce trebuie, finit. Super aproape în Buhla, noi vă lăsăm adresa în descriere acolo și vedeți pagina de Facebook. Vă lăsăm adresa, chiar, chiar e fain tare. Niște oameni super de treabă. Da. Păi, nu știu, vin la voi, vorbesc frumos. Dacă vreți, azi, ca lumea tare. Și-o slung, uite, face și mâncare, băuturi, are toate felurile care vreți. Vă servește corespunzător. Și nu, voi vă duceți, dacă vreți, dați comandă și vi le aduce. Normal. Aici. Hai să mă duc să văd ce sucuri are pe acolo, orice, nu știu să văd ce să aleg acum. Poate intram ala si cu el pe altul, nu stiu de ce. Eu am pus sa nu intram, am cadre ca sa intram la altul. Ala frumos, un frapeluț. Ce la tot frapea? Da. Bravo. Ai doar o multa. Ai vezi, e bun? Crezi că e bun, t-am mai băut de atâtea ori. Chiar e bună. Mamă, dar chiar e bună. Tari. E super bun. Bine frumos, ne răcorim și urmă intrăm la apă alea. La apă. Thank you.
Unde ești? Statorii mea! Ce rată! De cine avem? Noi aici. Băi, Ionu, dar ori sărit ori, băi! O ghețată bună! Mă, poți? Poți, ua! Ce la burtă? Mă duc pe mine, mă, ca să ajung cu ăla ta. Așa uite ca azi. Bine, tu nu apă trebuie. Da, da. Mâncată. Joacă capitanul oamenii. Hai, fugi ăsta. Tu ești cel mai mitel la sar, cel mai ghin. Hai, dă-le legi. Bravo lui. Hai, hai, o. Hai, cum vrei. Hai, tu. Hai. Hai. Ia. Hai, dă-le, ia. Hai, cu hai. Fugi. Fugi, 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 fugi. Hai. Uite-le, hai. Bravo! Opa! Hai! În cap, în cap! Ia! Nu că nu bățeam ca să stai. Hai. Ha, ha. Wow. Cât de urât. Cât de urât ai luat. Hai, ca-l ghele! Bă! Hai, că este o meniu crispy? Iau, era postele. Bună. Bun, bun, tare. Bun? Cum avem? Acum să avem pop. Ia, o la ce fac tot la tagă. Mama, ce dacă vrei să veni, vă așteaptă cu mare drag. Let's go.
uitați. E cald, e super, trebuie să mergem noi, cât mergem de acasă, m-am schimbat și eu. Fără să mă leac aici, că deja se însărează ușor, ușor. Da, să știi, sunt ce-o să calumea. A fost frumos, ca de fiecare dată, de fiecare dată. Fiecare dată venim, ne distrăm aici, ne petrecem timpul super tare, că e super aproape de noi, după cum vedeți, am venit cu bicicletele. Și aproape și de voi, dacă vă întrebați, aveți pagina în descriere, intrați acolo și îi contactați acolo să vă dea numărul, adică aveți deja numărul de telefon, doar îi contactați acolo, vorbiți cu ei cum să ajungeți, orice găsiți aici, uite, vă așteptăm, uite asta e clădirea, uite, asta galbenă, aveți și pe Google Maps, găsiți orice, orice, uitați aici, piscina Bora Bora Buș, găsiți ce doriți voi aici. Vă distrați exact cum trebuie, cum ne distrăm și noi. Poate vreți să ne adustrăm odată un grup mare, să ne adunăm aici ca să venim contactați. Sau voi când veniți, puteți să spuneți că veniți din partea noastră, din partea lui Marian și Ionuț. Cu siguranță o să vă primească super, super ca lumea. Așa ne contactați pe noi în privat, poate o să mai venim să ne adunăm cât mai mulți abonați de-a noștri, să venim aici să ne jucăm forță prin apă, că așa e frumos, nu? Avem dreptul la orice aici. Dacă ne îndreptăm și noi către casă. Ușor, ușor. Către, da. Prigine și ziua de astăzi de duminică, a fost sărbătoare și tot am venit și pe aici să ne distrăm o leacă. A fost super tare, super tare, ca de fiecare dată. Mulți, acum să-i dăm tare, tare acasă. Acum să-i dăm caldă. Nu mult, dar într-adevăr nu ne place. Nu mi se pare că am pietat la mult. Mie chiar mi-a plăcut, am mers ușor așa, în voi. Păi dar nu cu prietene, acolo ne-am împrumutat cu bicicletă. Da, avem, din păcate, asta este. Ne-am împrumutat cu amândouă, nu numai cu una. Da, cu două. Așa că a fost super distractiv, dacă vreți să vă duceți voi încă o dată, am vorbit și cu patronul care e super de treabă, ne înțelegem super bine cu el. De asta am și fost acolo, chiar ne-a invitat toți băieți, veniți când vreți voi aici, chiar îi face plăcere să venim. Și abia îi facem și o reclamă, să veniți și voi să vedeți cât de frumos e și în locul ăla, chiar să merg. E și aproape, deci intrați acolo pe pagina de Facebook. Putem să ne ducem. Normal, intrați pe pagina de pe Facebook acolo în descriere, aveți primul link în descriere și contactați acolo, aveți numărul de telefon, întrebați acolo, vedeți postări, vedeți filmulețe, vedeți super multe chestii. Mi-a plăcut azi și mâncarea pe care a făcut-o el acum. A fost bună. A fost bună și chiar, nu știu, dacă vreți să mai facem provocări, să dați lui sau Mia, cea mai mare plăcere, dar nu să
prank-uri, nu prank-uri, poate o să mai faci, n-am prea ne omorâm noi cu prank-urile astea, să facem farsă. Dar dacă aveți așa idei de videoclip sau un fel de provocare așa, da, puteți să ne dați cu cea mai mare plăcere, noi încercăm să le facem, să vă facem pe flac și tuturor. De asta bazează canalul, ca să facem să vă placă vouă, nu neapărat nouă în special. Întâi bineînțeles, trebuie să ne placă și nouă întâi. Trebuie să vă placă vouă, adică nouă. Normal. Așa că dacă v-a plăcut episodul de astăzi, așa cu multe peripeții, dați acolo așa un mare like. Nu uitați să follow pe Instagram, Jonas Smânteanu. Aveți linkurile jos în descriere, nu uitați să vă abonați, să te faci pe pățelul și nu uitați în descriere. Și acest video să aveți o zi frumoasă, salut!